Bună ziua, bine v-am regăsit, stimate telespectatoare și stimați telespectatori. Intrăm într-o perioadă frumoasă, într-o perioadă de înaltă spiritualitate. Ne apropiem de ceea ce putem numi simbolic Lumina Pascală. Anul acesta, creștinii de pretutindeni sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos la o săptămână diferență. Duminică 5 aprilie, deci cât de curând, peste câteva zile, credincioșii romano-catolici, anglicani, dar și cei din cultele protestante și neoprotestante sărbătoresc Sfintele Paști, iar duminică 12 aprilie, Biserica Ortodoxă, Bisericile Ortodoxe și Greco-Catolică sărbătoresc Paștele, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Îl avem invitat astăzi, pentru că se apropie Marea Sărbătoare a Paștelui Romano-Catolic, îl avem invitat astăzi în platou pe Sfinția sa, preotul Cornel Cadar, consilier al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Bine ați revenit în platou, Sfinția voastră! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatori! Iată, suntem într-o perioadă foarte frumoasă, într-o perioadă de curățenie sufletească și de înaltă spiritualitate. Pentru romano-catolici ne aflăm în săptămâna patimilor sau săptămâna mare, cum se mai spune, cum se vorbește în popor. Perioadă, cum spuneam, de înaltă spiritualitate. Este momentul când evocăm, nu-i așa, pilda și sacrificiul suprem al Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâte din dragostea sa nemărginită pentru oameni, pentru dreptate, dar și pentru adevăr. Chestiuni care ar trebui mai mult, cred eu, spuse astăzi. Dar Mântuitorul Iisus Hristos i-a ajutat și a avut vorbe, dar nu numai, ci și fapte pentru cei aflați în nevoie. Vă propun, Sfinția voastră, să evocăm împreună pentru cei care ne privesc și ne ascultă semnificațiile acestei perioade care precede, de fapt, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, învierea lui Iisus. Într-adevăr, este săptămâna mare, urmează Paștele, urmează apoi Paștele în Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, așa cum bine ați precizat. Din păcate, anul acesta Paștele nu mai este împreună. Anul trecut a fost. A fost împreună și din când în când mai cade împreună și asta din cauza diferența asta sau distanțarea sărbătorilor se datorează calendarului diferit folosit în cele două biserici, respectiv calendarul gregorian în Biserica Romano-Catolică și calendarul iulian în Biserica Ortodoxă. Sigur, sunt zile încărcate de semnificații, zilele săptămânii mari sau săptămânii sfinte, pentru că acestea ne transmit un mesaj extraordinar. Faptul că Iisus... Tocmai, mă scuzați că v-am întrerupt. Care este mesajul transmis umanității de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin patimile și sacrificiul său, răstignirea și învierea? E un mesaj de iubire. Așa cum citim în Sfânta Scriptură, la un moment dat unul dintre apostoli ne spune că iubirea nu stă în faptul că noi l-am iubit mai întâi pe Dumnezeu, ci în faptul că Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi și la timpul potrivit, spune apostolul Pavel, pe când noi eram păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi pe cruce. Atunci când ne uităm la crucea lui Hristos, descoperim pe de-o parte iubirea imensă a lui Dumnezeu față de noi. A venit să se jertfească pentru noi, dar în același timp, crucea fiind ca o carte deschisă, ne spune despre condiția noastră umană, despre condiția noastră de păcătoși, pentru că păcatul omului l-a făcut să moară pe Hristos Iisus pe cruce. Pentru păcatele noastre a murit, așa cum mărturisim și în crez. În același timp, privind la jertfa Mântuitorului, jertfa extraordinară pe care o găsim pe cruce și o contemplăm într-un mod deosebit în Vinerea Sfântă, înțelegem că și noi suntem chemați la jertfă, la sacrificiu, unii pentru alții.
la a ne uita pe noi înșine. Sau măcar la umila înțelegere, pentru că până la urmă și acesta ar fi un semnal dat de noi către Iisus, nu? Către Dumnezeire, că încercăm să ne uităm la cei din jurul nostru și încercăm să urmăm această pildă până la urmă. Ei, asta implică sacrificiu. Asta înseamnă să calci pe inimă, să uiți de tine pentru a te îndrepta spre celălalt. Și nu vedeți, de fiecare dată voastră, este ușor. Sfinția voastră, de-a lungul generațiilor, 2 milenii și ceva, dar mai ales, știgur, perioada în care noi ne putem regăsi cu părinții, bunicii noștri și această ultimă sută de ani sau poate chiar mai mult, am citit în istorie multe cazuri în care oameni s-au sacrificat pentru binele celor din jur. Recent, un om s-a aruncat într-un râu, a reușit să salveze din 2 copii care erau senece, a reușit să salveze pe unul și s-a necat el. Deci el a făcut un sacrificiu suprem, acest om, încercând să salveze niște copii. Iată că pilda aceasta este totuși urmată în sufletul unor oameni. Ce crede? Sigur, sunt oameni care îl urmează pe Mântuitorul și astăzi, în fiecare generație, sunt oameni care îl urmează. Exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră e rar. Dar să ne gândim că nu în fiecare zi suntem noi chemați să ne aruncăm în râu, dar în fiecare zi suntem chemați să ne înțelegem cu cel de lângă noi, cu vecinul, cu soția, cu soțul, cu fratele, cu acela care ne calcă pe nervi, cu acela care ne face viața amară. Ei, suntem chemați să ne înțelegem și asta presupune sacrificiu, presupune călcare pe inimă, pentru că spuneam că nu este de fiecare dată ușor să uiți de tine pentru a te îndrepta spre celălalt. Trebuie să se întâmple ceva în inima acelui om, adică trebuie să fie locuită de Hristos Iisus, de Mântuitorul. Cu alte cuvinte, trebuie să moară împreună cu Hristos și să învie la o altă viață împreună cu El. Sigur, chiar și această simbolistică, chiar simbolic, gândindu-ne că murim odată cu Hristos, dar făcând o faptă bună, și totuși înseamnă ceva. Cred, Părinte, că aici educația nu numai creștină și cea spirituală, educația în general ar trebui să facă mai mult. Dar aceste cuvinte și acest îndemn îl regăsim și în pastorala de Sfintele Paști, scrisoarea pastorală a preasfințitului Petru Gherghel, episcopul diecezei romano-catolice de Moldova, de Iași. Spune preasfințitul că am fost invitat și anul acesta să ne îndreptăm cu gândul și mai ales cu viața spre acest moment cel mai înalt al credinței noastre, spre Iisus, care a voit să-și îndeplinească mandatul pe care l-a primit de la Tatăl Ceresc în favoarea omului. Iată. Adică misiunea cea mai sfântă din istoria omenirii, jertfa sa supremă pe calvar. Foarte interesant acest cuvânt, pe calvar, pe cruce, pentru a-i răscumpăra pe oameni. De ce răscumpăra, o să aflăm de la dumneavoastră. Pentru a-i împăca cu Tatăl, răstignind odată cu trupul său pe cruce toate păcatele omenirii. Iată cât de sintetic și cât de clar a vorbit în spiritul chemării pe care ne-o transmite de generații Mântuitorul, a sintetizat, de fapt, ceea ce ar trebui să facă omenirea astăzi și nu numai noi cei de aici. Sigur, mesajul episcopului de Iași, preasfințitul Petru Gherghel, tratează despre planul lui Dumnezeu. După căderea oamenilor în păcat, Dumnezeu a dezvoltat planul de a-L trimite pe Mântuitorul. În Vechiul Testament citim cum se ridica profet după profet și îi încuraja pe oameni spunând să se uite în viitor pentru că Dumnezeu îl va trimite pe Fiul Său, pe Mântuitorul, Mesia, cel promis. Era așteptat, El vine și toate profețiile se împlinesc în Noul Testament, practic deschizând Noul Testament, vedem cum
cei patru evangheliști din când în când se opresc și spun asta s-a întâmplat sau asta a spus Iisus ca să se împlinească profeția spusă cu sute de ani în urmă, care spune și se citează din Vechiul Testament, din Isaia, din Ezechiel, din diversi profeți, se împlineau profețiile, inclusiv cu privire la moartea lui Hristos pe cruce, se împlinesc profețiile din Isaia, în care profetul Isaia spune că avea un chip în care să-ți întorci privirea, pentru că era desfigurat de către aceia care l-au dus la moarte, biciuit și în cele din urmă pus pe cruce și batjocorât. Profeția se împlinește. Ei, Preasfințitul amintește în pastorală de toate aceste lucruri, spune despre acest plan al lui Dumnezeu, care a fost dezvoltat în istorie și care este împlinit în Hristos Iisus. Pastorala poartă un titlu extras din Evanghelie, când femeile merg la mormânt și îngerul spune: pe cine căutați? Iisus Nazarineanul cel răstignit, a înviat din morți. Nu mai este. Acesta este titlul pastorale și sigur că la final pastorala a fost publicată în revista Lumina Creștinului și în celelalte s-o arătăm la cameră. Și revista Lumina Creștinului este o revistă care este editată periodic, nu? În fiecare lună, în fiecare lună, de Episcopia Romano-Catolică de Iași, de Moldova, și care cuprinde acum în ediția prepascală, are câteva titluri foarte interesante la care am să vă rog așa, foarte pe scurt, să vă referiți. Doream mai întâi să citesc finalul acestei pastorale a Preasfințitului, în care sunt și urările de Paște făcute pentru credincioși. Și Preasfințitul spune: celebrând cu bucurie misterul morții și învierii Domnului, ne îndreptăm cu mare încredere, toți împreună, spre Hristos cel care, iubindu-ne, ne-a iubit până la sfârșit, îndemnați de cuvintele Îngerului care ne vestește și nouă că Iisus este viu, așa cum avea să le spună femeilor sfinte la mormânt. Nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul în care îl puseseră. Și încheie Preasfințitul cu această bucurie a lui Hristos cel înviat din morți și prezent în mijlocul nostru, împreună cu episcopul auxiliar Aurel și cu toți colaboratorii de la seminar și de la catedrală, vă salutăm cu respect pe toți cei din dieceză și pe cei din diaspora, preoți și credincioși, spunându-vă cu bucurie: pace tuturor, Paște cât mai fericit. Iată, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, și nu numai romano-catolici, de fapt, ne adresăm dumneavoastră tuturor, pentru că acest mesaj este pentru noi toți, până la urmă, indiferent, pentru că cu toții suntem creștini, iar peste o săptămână și ceva și creștinii ortodoxi și greco-catolici vor sărbători Paștele. Și mi-amintesc cu acest prilej, tot pe site-ul Diecezei Romano-Catolice de Iași, am citit, Sfinția voastră, un interviu, am spicuit de fapt un interviu dat de Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu unei publicații romano-catolice din Roma. Știm că Sanctitatea sa Papa s-a întâlnit de mai multe ori cu Bartolomeu. Bartolomeu, în al preasfințitul Bartolomeu, prefericitul Bartolomeu, a fost chiar la întronarea, sau cum se numește, întronarea papei. Deci legăturile s-au accentuat în ultimul timp și intuim sau întrezărim atât la Papa Francisc, în multe alocuțiuni rostite, dincolo de mesajul său social, dar și la Bartolomeu, un mesaj ecumenic. Ce credeți? Se fac pași de apropiere a biciurilor, pentru că trăim într-o lume în care sunt diverse provocări care vin din, dacă vreți, din partea lumii musulmane, din partea, știu eu, a celor care se îndepărtează de biserică, de credință, și atunci trebuie să facem față uniți. Și este îmbucurător că cei doi lideri ai bisericilor s-au întâlnit de mai multe ori anul trecut, s-au rugat împreună,
a participat preafericitul Bartolomeu, așa cum ați precizat dumneavoastră, la întronizarea Sfântului Părinte Papa Francisc, 19 martie 2003. De altfel, e îmbucurător că se pregătește întreaga Biserică Ortodoxă din toată lumea pentru un sinod panortodox 2016 și sperăm ca acolo să se facă pași mari spre apropierea dintre biserici. Oricum, este salutar întâlnirea dintre Papa Francisc și Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Da, sigur, dincolo de unele deosebiri de cutume care dăinuie de milenii, pot să spun, sau de veacuri unele, mesajul care ar trebui și care văd că este din ce în ce mai pronunțat față de provocările lumii de astăzi, este acela de unire spirituală și de a găsi puntea dialogului. Să nu uităm de provocările care se întâmplă nu numai în Orientul apropiat, ci și în alte spații apropiate nouă, unde se poartă războaie, unde sunt uciși cu brutalitate creștini. Mă refer în Siria. Sigur. Au fost uciși creștini. Dar nu numai erau Siria, romano-catolici și, sau ci și în Irak, și în Irak și mai în multe, alte locuri, mai multe prin țări. Libia, au fost uciși credincioși creștini. Pentru faptul că sunt creștini. Deci acest lucru mi se pare abominabil în plin secol 21. Și multă lume nu înțelege de ce societatea civilizată, lumea de astăzi, marile puteri, nu încearcă să stârpească acest flagel cumplit al unui terorism aberant, lipsit de sens. Sunt convins că până și foarte mulți, făcut în numele unei religii, dar sunt convins că milioane, sute de milioane de credincioși musulmani nu sunt de acord, am și stat de vorbă cu unii din ei, cu asemenea acte de barbare în plin secol 21, în plină civilizație. Și atunci trebuie de luptat unirea forțelor creștinătății, trebuie de luptat prin educație, firește și prin cuvânt, împotriva acestor barbarii. Cu siguranță că așa va fi, de altfel citeam în zilele acestea cum chiar un preot ortodox a fost sechestrat în Irak, pe lângă faptul că, așa cum ați amintit dumneavoastră, au fost uciși pur și simplu prin decapitare, mulți creștini acolo în zona aceea. Este barbaria. Numai pentru faptul că erau creștini. Numai pentru faptul ăsta. Ori creștinii nu cred, dincolo de perioada cavalerilor teutoni sau momentele acelea din epoca prefeudală sau așa, care, mă rog, sunt în trecut, când au existat, sigur, cu totul alte civilizații, era la început. Și altă mentalitate. Și altă mentalitate și civilizația era la începuturile sale. De atunci n-am întâlnit prea multe barbarii făcute în numele creștinismului în general. Că s-au luptat unele facțiuni creștine, mă refer în Irlanda de Nord, între ele. Asta a fost cu tot o altă chestiune. Dar nu împotriva altei religii, împotriva altor credincioși de altă religie. N-am auzit asemenea chestiuni. De ce este această ură, această provocare împotriva credincioșilor creștini? Pentru că ei cred într-un Dumnezeu, până la urmă, care este deasupra tuturor. Sigur, noi într-adevăr privim spre aceste fapte, ne înfiorăm pe de o parte, dar în același timp înțelegem că există și o altfel de persecuție. De altfel, sunt tot mai mulți astăzi care recunosc că creștinismul este cel mai mult persecutat în lumea aceasta. O persecuție care, dacă vreți, este și în Occident. Eu uneori prezent această persecuție în altă formă în țară la noi. Ne gândim, de exemplu, la ora de religie, la discuțiile care
le-a creat ora de religie în România și care le creează și acum, pentru că sunt ziare care și-au făcut așa o plăcere deosebită să scoată fraze din context din manualele de religie, să le pună și să spună, iată, ora de religie nu mai trebuie făcută, uitând în același timp că ora de religie s-a făcut înainte de 48 și noi tare mult am așteptat anii 90, Revoluția, ca să din nou să primim libertatea și să avem libertatea de a ne exprima credința. Cu atât mai mult că, cu cât, știu, conform legii, părintele copilului sau, mă rog, copilul în ultimă instanță sau tânărul, are dreptul să aleagă conform confesiunii sale. Dacă este romano-catolic, poate primi educație din acest punct de vedere pe linia romano-catolică. Dacă această oră de religie este făcută cu ideea istoriei religiei și a învățat despre spiritualitate în general și dumnezeire, este deja o altă poveste, dar pot să se găsească căi de dialog fără aceste încrâncenări pentru a educație spirituală ideea, în școală. Ideea este aceeași, că persecuția nu are loc numai în Irak, sigur, într-o altă formă, dar într-o formă mascată, dacă vreți, pe alte căi, are loc peste tot. Da, e adevărat. Revenim la momentul în care ne găsim, Sfinția voastră. Ne aflăm în Joia Sfântă. Așa, ortodoxii spun Joia Mare, romano-catolicii spun Joia Sfântă. Ce evenimente au loc în biserici? În cele romano-catolice se oficiază, din câte știu, liturgia cinei Domnului. La Ierusalim, începând de la ora 16, astăzi, se face o procesiune cu Sfânta Cruce, care se termină la Sfântul Mormânt. Credincioșii străbat drumul pe care Mântuitorul a purtat crucea răstignirii. Vă propun acum să evocăm importanța și semnificațiile acestei zile, dar să continuăm cu momentele ce urmează, ce preced Paștele, Vinerea Sfântă, Sâmbăta Sfântă, Noaptea Sfântă și Paștele cu Săptămâna Luminată. Deci mai întâi de precizat că aceste trei zile, joi, vineri și sâmbătă, împreună cu Paștele, sunt cele mai importante din anul bisericesc. În jurul acestor zile se fixează celelalte sărbători. Sunt importante pentru că deja s-a subliniat, aceste zile amintesc de moartea și de învierea Mântuitorului. Astăzi, Joia Mare, dimineața a fost liturghia împreună cu episcopul și preoții. Joia Mare amintește de câteva evenimente importante. Mai întâi este ziua în care Hristos Iisus a înființat Sfânta Preoție. Este ziua în care a înființat Sfânta Împărtășanie, a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, luați și mâncați, luați și beți, și este ziua în care se amintește de slujire. Dimineață, toți preoții din Moldova, peste 300, au venit în catedrală și au celebrat împreună cu episcopul Petru Gherghel și cu episcopul Aurel Percă, s-au sfințit uleiurile, uleiuri care se folosesc la botez, la mir sau confirmațiune, la ungerea bolnavilor și la sfințirea preoților și consacrarea altarelor și a bisericelor. Preoții au purtat după aceea aceste uleiuri acasă pentru a le folosi atunci când administrează Sfintele Taine. În același timp, am privit toți preoții care au ajuns, de la cei mai tineri până la cel mai în vârstă preot, care are aproape 90 de ani, prezenți la celebrarea de dimineață. De unde este acest preot? În ce parohie slujește? Din Voivodeasa, în zona Rădăuțului. Da, este un nucleu de romano-catolici acolo. Și au reînnoit făgăduințele pe care odinioară le-au depus la hirotonire, când au fost hirotoniți. Și fiecare preot a avut ocazia astăzi să-și amintească de anii lui de preoție, de modul în care a slujit, de a cere iertare pentru momentele în care n-a slujit cum trebuie și de a cere har și binecuvântare de la Dumnezeu ca să-și împlinească până la capăt misiunea care a fost încredințată lor. Și cei tineri cum gândesc?
Cei tineri, sigur, ei sunt mai plini de entuziasm pentru că harul este mai proaspăt în ei. Ei, de obicei, fiind mai tineri, ajută în diverse parohii în care este un paroh și ei îl ajută pe părintele paroh. Ce minunat este corul Institutului Romano-Catolic, Sfântul Iosif. Sigur, sigur, care a condus cântarea dimineață la această... Ce minunat, în care sunt mulți studenți, dar și am înțeles că mai vin și contribuie și unii preoți care au părăsit de curând băncile Institutului, mai vin și mai contribuie câteodată sau își unesc forțele. Important este că această activitate frumoasă și luminoasă, care se împletește cu cea spirituală, dar și cea culturală, este prezentă mereu la Biserica Romano-Catolică. Sigur. Și iată că e liturghia crismei sau a uleiurilor dimineață, iar după amiază de seară este o altă liturghie, liturghia cinei Domnului, în care se amintește tocmai acest fapt, că Iisus la cina cea de taină s-a dăruit pe sine în pâine și în vin, care au devenit Sfânta Împărtășanie, și în același timp are loc și spălarea picioarelor, pentru că se citește Evanghelia în care ni se spune, Sfântul Ioan ne spune la cea de-a patra Evanghelie, că Iisus s-a încins cu un șorț și le-a spălat picioarele ucenicilor săi, inclusiv lui Iuda, care avea să-l vândă. Trădeze, da. În amintirea acestui fapt, în catedrală, în seara aceasta, Preasfințitul Petru Gherghel va spăla picioarele la 12 persoane, 12 călugări, pentru că este un an dedicat vieții consacrate, un an în care tot se îndreaptă spre misiunea călugărilor, iar Sfântul Părinte la Vatican, la Roma, Sfântul Părinte Papa Francisc, va spăla, va face liturghia aceasta de seară într-o închisoare și va spăla picioarele la 12 deținuți din acea închisoare. E o zi a iubirii, a slujirii în același timp, pentru că ne amintește că gestul acesta a spălării picioarelor ne amintește că noi înșine suntem chemați să-i slujim pe ceilalți. Joia Mare. Apoi urmează altarul se dezgolește, se ia fața de altar, orice de pe altar nu mai rămâne nimic, totul se mută într-un altar lateral. Iisus, se amintește că Iisus este în grădina Ghețemanii și este în rugăciune acolo. Transpiră sânge, așa cum spune Evanghelia după Sfântul Luca. Creștinii până la 12 de noapte vor sta rând pe rând în priveghere, în rugăciune. Urmează Vinerea Mare, o vinere în care se amintesc patimile Mântuitorului, o zi în care nu se celebrează liturghia, în care creștinii sunt chemați toți pe cât posibil să facă post negru, adică dacă e posibil pentru cine poate să nu mănânce deloc, amintindu-și de faptul că Iisus a renunțat la propria lui viață într-o zi de vinere. Seara va fi o celebrare în care se amintește patima Domnului, și anume crucea care acum este acoperită cu o pânză, va sta în centrul acestei celebrări și va fi dezvelită de pânză și arătată credincioșilor, apoi credincioșii rând pe rând vor veni la cruce și vor medita la faptul că Iisus a murit pentru ei, pentru păcatele lor. Vor fi de asemenea rugăciuni, se va citi patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan, o evanghelie foarte lungă care ne pune în contact cu ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, când Iisus a fost condamnat la moarte și ce s-a întâmplat pe drumul acesta până pe Calvar, până a murit pe cruce, în stânga și în dreapta cu doi tâlhari și un tâlhar cum s-a întors, un altul cum nu s-a întors. Unuia îi spune Iisus, astăzi vei fi cu mine în paradis. Vinerea Mare, zi importantă în biserică, zi de post pentru creștini, apoi urmează tot o zi fără liturghie, o zi a tăcerii, dacă vreți, este Sâmbăta Mare. Iisus este în mormânt și ca atare se recomandă tuturor să fie reculeși, să fie mai tăcuți, să se gândească la cele ce se
ce s-au petrecut, la cele ce au auzit în biserică, și totul va culmina cu liturghia din noaptea de sâmbătă spre duminică, liturghia învierii, când afară se va aprinde un foc, de la acel foc se va aprinde o lumânare mare numită lumânarea pascală și apoi lumânările creștinilor vor intra în biserică cu lumânările aprinse, întuneric, practic luminează doar lumânările lor. Acolo în biserică vor fi cântări, vor fi lecturi foarte multe, se cheamă o noapte de priveghere împreună cu Mântuitorul, se citesc foarte multe lecturi din Vechiul Testament pentru a înțelege evenimentul acesta al Paștelui, cum a fost Paștele în Vechiul Testament și cum este în Noul Testament, și totul va culmina, dacă vreți, cu aprinderea lumânării, luminii în biserică și cu proclamarea Evangheliei. La ora luminile în biserică se aprind tot ca și la în jurul orei 24, în jurul miezului nopții. 24, da. După care urmează un... Deci se proclamă Evanghelia cu învierea lui Iisus, când femeile merg și lor li se vestește pentru prima dată: ce ați venit, ce-l căutați pe cel mort printre cei vii? Nu este aici, a înviat din morți, și femeile sunt invitate apoi să devină mesagere, să meargă și să spună ucenicilor că a înviat din morți. Apoi, în cadrul liturghiei, dacă sunt copii de botezat, sunt botezați copiii, dacă nu sunt, se sfințește apa și se reînnoiesc cu lumânările aprinse făgăduințele de la botez. Adică odinioară nașii și părinții noștri, pentru că am fost botezați de mici copii, au depus niște făgăduințe acolo, au niște promisiuni că vor avea grijă de credința noastră să crească. Ei, acum noi, în noaptea de Paște, depunem aceleași făgăduințe, după care va urma Sfânta Împărtășanie. Toți cei care s-au spovedit în timpul postului mare se vor putea împărtăși și practic vor trăi cu adevărat Paștele. Și la finalul liturghiei, interesant va fi, dacă vremea permite, va fi o procesiune pe străzile orașului sau în sate, în jurul bisericilor, cu lumânările aprinse și în cântare de Hristos a înviat. Și sigur că apoi, mai ales în diverse sate, se păstrează obiceiul că cu acele lumânări aprinse, creștinii se îndreaptă spre cimitire și aprind o lumânare la mormântul celor dragi ai lor, amintindu-și că dacă Hristos a înviat din morți, este o speranță pentru cei din morminte să învie și ei, că ne vom revedea cu toți cei dragi celor din morminte, viață dăruindu-le. Exact. Da. Deci e ca o vestire și e impresionant, mai ales spuneam în sate, la țară, cum cimitirile devin dintr-o dată luminoase în noapte. Da, dar și nu numai, să știți că nu numai creștinii romano-catolici se duc în asemenea momente. Sigur, și în biserica ortodoxă. Toată suflarea satului vine și chiar invers, când este Paștele ortodox, se duc și obiceiul este comun. Obiceiul este comun, este, da. Este comun, sigur că da. Este comun. Și în cadrul acestei liturghii din noaptea de Paști, este episcopul care predică, care are un mesaj special aici în Iași. Apoi, la Vatican, ne gândim că În Vinerea Mare, la Coloseum, se face calea Sfintei Cruci, drumul crucii, în care crucea este purtată chiar pe locul acela unde au murit creștinii odinioară când au fost dați la lei. La unele mănăstiri se întâmplă. Și însuși Papa participă la un asemenea eveniment. Pentru că timpul trece foarte repede, Sfinția voastră, să vorbim puțin despre ziua de Paște, ziua de duminică. Pentru că, iată, am și, așa, aș vrea să pigmentez și cu opinia Papei, Sfântului Părinte, legată de niște tradiții de Paște. De ce se întâmplă duminică? Pentru că mai avem doar 3 minute, așa, foarte pe scurt.
Duminică sunt celebrări, sunt mai multe liturghii în care sunt chemați și copiii și tinerii și adulții la biserică. Se cântă Hristos a înviat și Aleluia, se salută creștinii între ei, Hristos a înviat și răspunsul este adevărat că a înviat. Practic se trăiește bucuria învierii și toată săptămâna... Urmează tradițiile. Da, tradițiile care sunt chiar comune, unele din ele cu... Și e săptămâna luminată, în care luminată. Se prelungește bucuria aceasta, sau săptămâna albă, pentru că dinioară cei care erau botezați în noaptea de Paști purtau haine albe toată săptămâna. Le dezbrăcau apoi în Duminica Tomei. Să-l arătăm, rog, pe colegii din regia de emisie, pe sanctitatea sa, Papa Francisc, care ne surprinde de multe ori cu unele atitudini. Vorbind, în sfârșit, un papa a spus, nu mâncați miel de Paști. Rog să vedeți, iată, papa cu un miel, chiar fotografia este autentică. În esență, sanctitatea sa spune că uciderea a milioane de miei de Paște nu are nicio bază în tradiția creștină, ci mai degrabă își are rădăcinile în Vechiul Testament. Spune papa, este un ritual sângeros, în contradicție puternică cu conceptul învierii, care aduce cu sine reînnoirea de credință și speranță. Spune papa, este un ritual care nu este necesar, o să vă surprindă, stimați telespectatori, într-o societate ca a noastră, deja confruntată cu violență și moarte, care servește doar pentru a satisface interesele industriei alimentare. Este un punct de vedere, foarte pe scurt, sigur, e un punct de vedere al papei, sigur, tradițiile sunt totul altele. Eu cred că spusele papei sunt un pic scoase din context și preluate de presă și sigur că amplificate. Ideea este următoarea, pentru că mulți creștini se îndreaptă în aceste zile doar spre miel și spre mâncare, papa are dreptate. Dom'le, opriți-vă cu mielul, mai uitați-vă la alt miel care a fost jertfit pe calvar. Mielul mistic. Mielul mistic. Hristos Iisus, și îndreptați-vă, ăla e Paștele, nu mielul care... Sigur, după e un simbol. După care alergați ca să îl tăiați și să îl puneți în farfurie. În trei cuvinte, un mesaj pentru credincioșii romano-catolici și nu numai pentru ei, de Sfintele Sărbători de Paște. Sigur, se apropie Paștele, învierea Domnului și pentru catolici și pentru ortodoxi și cel mai bine este ca la acest Paște să murim pentru păcatele noastre și să înviem împreună cu Hristos. Să ne amintim că însuși Apostolul Paul spune într-una dintre scrisori că dacă am înviat împreună cu Hristos, să ne gândim la lucrurile de sus unde Hristos șade de-a dreapta lui Dumnezeu. Îmi doresc mie și tuturor telespectatorilor o reînnoire a vieții. De obicei, toți ne reînnoim, cumpărăm un lucru nou la Paște. Este obiceiul și în Biserica Catolică. Să ne reînnoim și spiritual. Dar uităm să ne reînnoim spiritual. Ei bine, la Paștele acesta, haideți să ne reînnoim spiritual, să înviem împreună cu Hristos. Tuturor vă doresc sărbători frumoase, binecuvântate de Dumnezeu. Hristos a înviat! Stimați telespectatori, încheiem cu aceste frumoase cuvinte. Vă dorim și noi, de aici, din acest platou, colegii mei din regia de emisie, sărbători cu bucurie, cu sănătate, cu pace și înțelepciune. La revedere!